vorbim despre poveri, despre istorii, îl bune și unele povești. Unii povestesc tot felul de povestiri din anumite cărți, unii frați. Îl bune și povestirile, poate au locul lor, dar este foarte important ca noi să vorbim cuvântul cel sfânt al Tatălui Ceresc. Și la ceea ce frați au vorbit, aș mai adăuga, nu vreau să depășesc, vreau să fiu scurt, s-a citit din Mica, capitolul 4, cam aceleași lucruri arătat în Isaia, capitolul 2, și în Psalmul 87, mi se pare, la început, spune salmistul, zice, mare este Iahve și lăudat de toți. În cetatea lui Elohim al nostru, pe muntele lui cel sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Slăvit să fie, ce frumoase! Sunt aceste cuvinte, măi, fraților, și în San, cum spunea și fratele Ion, încă sunt atâtea promisiuni și prorocii despre această împărăție minunată, despre această împărăție glorioasă, pe care noi o dorim și așteptăm cu drag. Și la care Mântuitorul, stând în fața lui Pilat, când îl întreabă, zice, ești tu regele iudeilor? Și Mântuitorul îi spune, de la tine spui lucrul acesta sau ți-au spus iudeii despre mine așa ceva? Dar eu sunt iudeu, a zis Pilat, neamul tău te-a dat în mâinile mele, ce ai făcut? Împărăția mea, zice Mântuitorul, este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi de aici, slujitorii mei s-ar fi luptat să nu fiu dat în mâinile tale. Atunci un împărat tot ești asupra, da, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Slăvit să fie numele Lui. Deci Mântuitorul nostru este împăratul împăraților, El are o împărăție sfântă și glorioasă pe care noi o dorim și o așteptăm această împărăție. Slăvit să fie El. Aici în psalmul acesta zice, mare este Iahve și lăudat de toți. Dacă noi ne uităm de-a lungul istoriei, întotdeauna puțini au fost care l-au lăudat pe Tatăl Ceresc. El a avut un plan și are un plan și planul acesta decurge potrivit voii sale. Deci el are dreptul să facă intervenție în planul acesta și a făcut o intervenție atât de mare despre care s-a vorbit aici. Știți care a fost intervenția? Fiindcă neamul omenesc a fost sortit la moarte pentru totdeauna. Adam și întreaga rasă umanității. Dar el a făcut aceasta aici, s-a descoperit bunătatea, îndurarea, dragostea celui atotputernic. Caracterul lui este descoperit față de fiii oamenilor, fiindcă a făcut intervenție. Ce a avut el? El n-a avut nicio obligație ca să-l salveze pe Adam. El le-a spus la început, dacă mănânci din pom, vei muri de greșit, asta e soarta pentru totdeauna. Dar vedem intervenția Tatălui nostru Ceresc, în așa și-a dăruit el iubirea aceasta, dragostea, că l-a trimis pe Fiul Său, l-a trimis pe unicul Său Fiu, ca cineva crede în el să aibă viața veșnică, ca el să-și dea viața pentru răscumpărarea noastră, el să fie jertfa de ispășire pentru noi. Și în baza acelei jertfe de ispășire, să nu uităm, care a fost pus odată pentru totdeauna, Mântuitorul face o slujbă de mijlocire. Dar numai în baza acelei jertfe, și în baza acelei jertfe, toți oamenii au dreptul la viață și au dreptul să se ridice din țărâna Pământului la momentul și la timpul potrivit, arătat în cuvânt aceste promisiuni mari și minunate. Dar așa cum am spus, dacă puțini au fost de-a lungul timpului care l-au lăudat, vine o vreme să nu uităm că El este mare, Tatăl nostru și-a descoperit măreția Lui în fața popoarelor și toți îl vor lăuda, toți îl vor binecuvânta, chiar dacă n-a fost în viacul trecut, chiar dacă nu este acest lucru în viacul prezent. Și nu ne așteptăm, că dacă citim Scripturile, înțelegem planul Lui, vedem cum decurge planul acesta, iubiții mei, nu că nu dorim mântuirea tuturor, dorim salvarea vecinilor, a oamenilor care ne înconjoară, a celor dragi ai noștri, dar noi nu putem să mântuim, noi nu avem putere, Cel care face alegerea astăzi, nu suntem noi, nici tu, nici eu, ci El face alegerea, El face chemarea. Toți care erau rânduiți să capete viață, erau rânduiți un număr, nu, toți cei care sunt rânduiți astăzi sunt chemați, iubiții mei, frașiților, după planul și după hotărârea Lui cea mai dinainte, ca să fie și ei făcuți asemenea chipului Fiului Mesia, cum zice în Romani, binecuvântat să fie numele Lui cel mare. Dar vedem că în viitor, planul acesta a Tatălui nostru Ceresc se va lărgi tot mai mult, tot mai mult, când va veni împărăția aceasta pe care noi așteptăm și atunci toți îl vor lăuda pe Mesia. Mare este Iahve și lăudat de toți. Început de este mare. Nu i-a arătat că în timpurile acestea, să zicem, între popoare, că nu-l cunosc, e mare pentru noi care îl cunoaștem, care cunoaștem planul, îl lăudăm, îl vestim, dar el este mare aici, specifică salmistul, în cetatea lui Elohim al nostru, pe muntele lui cel sfânt, acolo este ce mare este Iahve și lăudat de toți, este în cetate și pe muntele acesta pe care noi îl dorim și
îl așteptăm, despre care vorbește profetul Isaia în capitolul 2, se va întâmpla în scurgerea vremurilor. De ce? De-a lungul istoriei, de-a lungul timpului are la această lucrare. Se va întâmpla de-a scurgerea, se va trece timpul și vremea și de-a lungul timpului și a vremurilor muntele casei lui Iahve va fi înălțat ca cel mai înalt munte, binecuvântat să fie numele Lui. Frumoasă înălțime, zice Psalmistul. Bucuria întregului pământ. Dar care e bucuria? Muntele Atos? E bucuria nu niciodată. Chiar nici muntele Sionului, cel de piatră, nu s-a dat lege. Nu a fost bucuria muntele întregului pământ, ci nu este. Niciodată nu se bucură de așa are alte popoare cu acela munte, că nici nu cunosc nu, și nici nu înțeleg. Dar este vorba de un alt munte, mai fraților. De muntele acesta al împărăției lui Iahve, acesta cu adevărat va fi bucuria întregului pământ când el va veni această împărăție minunată, despre care fratele a amintit și s-a văzut că această împărăție, această piatră care a fost deprinsă fără ajutorul vreunei mâini și va lovi acest achip, adică toate împărățiile lumii, toți aceștia munți care astăzi domină pământul cu autoritate și cu putere, dar nu sub conducerea marii stăpâni, ci ei sub călăuzirea marii adversar. De aceea ele, aceste împărății trebuie să cadă, trebuie să fie anihilate, că sunt numite și împărății sau munța Întunericului, așa cum s-a arătat în Ieremia, mi se pare la capitolul 12, zice acolo, da slavul Iahve, Elohim al nostru, până nu vine Întunericul și până nu vi se lovesc picioarele de munții nopților, măi frate, măi iubiți, slăvit să fie El. Observăm munții aceștia nopților care au răspândit Întuneric de-a lungul istoriei. Au fost acești împărății care fratele Ion le-a arătat, a fost Egiptul, Asiria, Babilonul, Medupresia, Grecia, Roma și așa mai departe, toate aceste împărății care au, și acum au fost și comuniștii cu împărăția Întunericului și a nopții, care au răspândit de-a lungul istoriei mult întuneric. Un singur munte a fost rânduit de la început, a fost națiunea lui Israel ca să răspândească lumină, dar nici el n-a putut să răspândească lumină, că a fost acaparat de aceștia alți munți care răspundeau întunericul, idolatria și așa mai departe, închinarea la zei. Uite, și Israel a fost cuprins și a fost cumva de-a lungul timpului și el acoperit de întunecime, de aceea ce că întuneric mare acoperă popoare și necură mare acoperă pământul, aleluia! Dar așteptăm acesta munte sfânt, această împărăție, care vine și este aproape, când Mântuitorul nostru va veni cu autoritate, va veni cu putere și va aduce această împărăție glorioasă a luminii, a slavei și a gloriei și atunci toți îl vor lăuda, frumoasă înălțime. Bucuria întregului pământ este muntele Sionului. Muntele Sionului reprezintă împărăția lui Iahve Hamashia. Nu-i vorba de un munte undeva local pe pământ neapărat. Poate fi și muntele, că cetatea lui David a fost localizată în Ierusalim, acolo a fost muntele Sionului, acolo s-a prezentat Domnul la acest popor. Dar noi privim în un lucru mai larg și mai măresc, dacă extindem acest lucru, împărăția aceasta, care a arătat în 14 Apocalipsi, că pe muntele Sionului a stat mielul și împreună cu el stau 144.000. Muntele, un simbol al împărăției lui Mesia, cei care stau în fața corpului de guvernare, este Mesia și cu aceia care s-a văzut pe munte. De ce s-a văzut pe munte? Că acolo ei vor fi cei care vor guverna, așa cum fratele a arătat, vor guverna împreună cu Mesia pe acest pământ, slăvit să fie numele Lui, măi. Și noi acest lucru dorim și l-așteptăm. Și noi dorim să fim împreună cu El acolo. Dorim. Și eu mult doresc să ajung și eu acolo la Ierusalim și să mă bucur acolo și așa după cum arată în Psalm, eu cred că în aceste lucruri arătați în Psalm nu s-au împlinit, dacă noi citim în Psalmul 100 și în Psalmul 47 sau nu Psalmul 47, în Psalmul 48, în Psalmul 102 sau 130, niște lucruri foarte frumoase. Eu am mai citit și mi este drag să citesc aceste lucruri. De câte ori vorbesc despre împărăția Domnului, zice aici în Psalmul 102 cu 19. Căci El privește din înălțimea sfințeniei Lui, Iahve privește din cerul pe pământ, ca să audă gemetele prinșilor de război și să-i zbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Noi toți am fost prinși de război al lui Satan, diavolul. Lumea întreagă a fost prinsă, e prizonieră. De-aia zice în Isaia 14 despre Lucifer, că El este acela care nu dădea drumul prinșilor de război. Dar Iisus Hristos ne-a câștigat
în Golgota, slăvit să fie numele Lui, că profetul Isaia zice, se poate lua prada celui puternic, poate cel prins în prinsoare să scape, dar zice Iahve, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins în prinsoare va fi eliberat de asupritor. Cine este asupritorul? Cine este cel puternic? Satan, diavol, a prins în neamul omenesc în prinsoare, dar Iașoa Mașia ne-a salvat pe Golgota, prada i-a fost luată prin jefa supremă și acum neamul omenesc nu mai este al lui Satana, nu mai aparține lui, ci aparține Tatălui nostru și Iașoa Mașia. Slăvit să fie numele Lui, mai fraților! Și de-aia zice, noi suntem niște prinși, dar noi observăm, suntem luminați, că am fost prinși și acum strigăm, suntem salvați prin Iașoa Mașia și toți aceștia care în viacul acesta observă lucrul acesta și Domnul îi deschide mintea și înțeleg întoarcerea și chemarea lor, uitați ce vor face aceștia în viitor. Zice cuvântul așa, ca să audă cele tine prinșilor de război și să îi zbăvească pe cei ce sunt pe moarte. Pentru că aceștia, ca ei să vestească în Sion numele lui Iahve și laudele lui în Ierusalim, când se vor strânge toate popoarele și toate împărățiile ca să slujească Domnului, mărit să fie numele Lui. Se vor strânge toate popoarele în viitor, toate împărățiile și aceștia care astăzi sunt chemați, care își dau seama că sunt prinși și se liberați, vor avea ocazia ca în viitor să vestească la Ierusalim, la muntele Sionului, în împărăția Lui minunată pe tot pământul, să vestească numele Domnului nostru, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Și mai zice aici încă într-un psalm, în psalmul 86 și cu versetul 9. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Iahve, și să dea slavă numelui tău, căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu, aleluia! Toate neamurile pe care le-ai făcut, și dacă Domnul dovadă în Apocalipsa din Noul Testament, capitolul 4, zice așa, după ce vede marea de sticlă și biruitori acolo, zice, cine nu se va teme, Doamne, cine nu va slăvi numele tău, că numai tu ești sfânt, și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că judecățile tale au fost arătate, aleluia! Mărit să fie numele Lui. Cine va fi cineva care să nu se închine? Cine nu va slăvi, Doamne? Cine nu se va teme de tine? Toți se vor teme, toți îl vor lăuda, toți îl vor binecuvânta. Atunci lăstarul lui Isaia va fi un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui. Slăvit să fie numele lui. Popoarele, națiunile, tot pământul trebuie să creadă. Budiști, confucianiști, induși și toate popoarele trebuie să creadă în ea și nu mai cred nici în Mahomet, nici în Confuciu, nici în Zoroastru și nici în proști, nici în noști. Toți trebuie să vină la Iașoa Mașia. Că dacă nu vin în viacul acesta, Tatăl are un plan minunat cu ei, eu cred din toată inima, conform Isaia capitolul 27, zice, n-am nicio mânie, zice Iahve, dar dacă voi găsi mărăcini și spin când vin eu, voi intra la luptă împotriva lor și voi arde, afară numai dacă vor căuta ocrotirea mea. Da, zice Iahve, vor căuta ocrotirea mea și vor face pace cu mine, slăvit să fie el. Popoarele arabe vor face pace cu el. Spinii mărăcinii care înțeapă pe Israel. Vine o vreme, cei care vor mai rămâne acolo, când va veni așa, după mare război, nu știu câți vor mai rămâne acolo, mai și rămâne, dar aceștia fac pace cu el. Zice, eu intru la luptă și iar pe toți, numai afară dacă vor face pace cu mine. Da, zice Domnul, vor face pace cu mine și toate popoarele vor vedea și vremea de smerenie a noastră este astăzi și ispășirea noi înțelegem astăzi, în vremea viitor, în viitoare, neamurile vor înțelege ispășirea și jertfa lui așa și smerenia, zice, împărații înaintea lui vor linge țărâni atunci, în vremea viitoare, mândria omului va fi plecată, trufia oamenilor va fi smerită, numai Iahve, zice Isaia, va fi înălțat în ziua aceea. Deci toate popoare, toți puternicii lumii, toți se vor smeri înaintea lui atunci, nu vreau astăzi, că astăzi sunt mândri și așa mai departe, egoiști și îți plin de invidie și așa trăiesc în plăceri, dar atunci când vor fi luminați, când va veni Mesia, când asupritorul nu va mai fi, mai fraților, că Isaia 14 zice profetul, iar după ce îți va da Domnul odihnă, după toate ostenerii și frământările tale, după aspra robie care a fost pusă peste tine, atunci vei cânta cântarea aceasta și vei zice, iată asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat. Domnul a frânt-o iadul celor răi și nu iau a stăpânitorilor. Cele ce mânea lui supunea neamurile, cele ce în urgea lui lovea popoarele cu lovituri fără răgaz, este prigonit fără cruțare. Tot pământul se bucură acum, aleluia, de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii în cântece de veselie. Ce mult dorim aceste lucruri, ca tot pământul să se bucure de odihnă, de pace și de veselie. Să așteptăm această împărăție. Cu toții doresc, fraților, cu toți frații mei, toți cei care cred în Iașua, toți cei ce
Evangheliului, că îți doresc și eu să ajung și eu în împărăție și să mă duc și eu la Ierusalim, să-L văd cu împăratul meu, că știu că acolo va fi sediul de guvernare a întregului pământ, Iașua, de acolo a plecat și acolo se va întoarce. Și cu un verset cu care vreau să închei din Ezechiel, spune lucrul acesta, Ezechiel capitolul 43 și cu versetul 7, mai sus, cu 5, atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntru și casa era plină de slava lui Iahve. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din